Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal de YouTube. Un nou clip puternic de pack opening cu multe, multe pachete de top. Poate măcar azi prindem și noi aici pe contul meu ceva forță, pentru că ați văzut în ultimul clip ne-a picat Kylian Mbappé toți, dar n-a fost pe contul meu. Ce pot să fac? Dacă vreți să cumpărați coins pentru UFC 24, intrați pe YouSevenBuy, aveți primul link în descriere. De aici apăsați buy pe suma pe care doriți să o cumpărați, iar apoi în coș dați add a discount și neapărat adăugați codul CHIPI pentru a beneficia de 6% reducere. Așa că, înainte de a începe clipul, nu uitați să dați acolo un like, cum spun de fiecare dată, de asemenea un subscribe m-ar ajuta tare, tare mult. Și astea fiind spuse, hai să vedem dacă avem și noi ceva noroc din aceste premii de la Rival și alte pack-uri de la SBC. Ce mai avem noi pe aici? Îi dăm stats? Nu facem stats, mă, îi dăm direct. Poate facem stats dacă facem vreun like în pic ceva. Hai să-i dăm direct, frate! Și avem, haide Mbappé, Guimaraes, dar nu cred că mai costă nimic, sincer. Nu cred că mai costă mai nimic ăsta. Bruno Guimaraes, dacă stau să mă uit acum, 92k, ce spuneam. Era bun la un moment dat, dar nu mai e nici ăsta foc. Haide, din nou un jumbo rare pe respect, de aici e tot, e sigur. Mamă, v-am zis că e team of the year, ia fiți atenți. Cristiano, Ronaldo, Ruben Dias, e bun și ăsta. Ruben Dias cu un Trailblazers și e vorba despre Henderson de 85. Incredibil, de când mi-l doream pe Henderson de 85 rating. Să vedem, băieți, pack-urile astea, 87 plus ori 2 direct. E team of the season, Mbappé, haide. Dă-mi-l pe Kylian Mbappé, te rog eu. Îl vreau pe Mbappé, uite, Hradeschi și cu Mbappé direct. Fiți voi, dar nu, că e tot plus. E Loftus Cheek, vă zic, 100% de nu-i Loftus Cheek. Ce v-am zis? Nu, e Otamendi, dar într-adevăr a fost toți de ăsta, cum am zis? Live team of the season, nu, cred că am zis live, am zis toți plus. Live team of the ăsta, v-am să zic, da. La asta mă refeream. Întrerupem clipul numai puțin pentru a vă spune cum puteți câștiga un tricou de fotbal foarte, foarte ușor, dar pentru asta trebuie să aveți puțină răbdare, să așteptați până la final. Astăzi am primit un super tricou de la prietenii fotbal la tricou, să vă las Instagramul în descriere, exact linkul acolo, o să vă dau și numele, l-aveți acum pe ecran exact numele. Am primit un tricou foarte, foarte mișto cu Barcelona și tocmai special am luat acest tricou pe mine, care e kitul al treilea de anul trecut al Barcelonei și mă gândeam, bă, de unde le-a venit culoarea asta, atât de mișto turcoazul ăsta. Știam că am mai avut alte modele, dar uite, cred că am descoperit unul din primele tricouri cu această nuanță, și anume acest super tricou al Barcelonei din anul 2011, din sezonul 2011-2012. O să-l deschidem chiar acum. Încă o dată le mulțumesc băieților de la fotbal la tricou. Aveți ID-ul pe ecran și link-ul în descriere. Hai să scoatem tricoul și să vedem cât de mișto e, să-l iau și pe mine și apoi o să vă spun cum puteți câștiga chiar și voi un astfel de tricou. Bine, vedem ce tricou, dar un tricou de fotbal foarte mișto oricum. Ia să-l vedem, mă dau un pic mai în spate. Hai că am tras și microfonul cât de în spate s-a putut și ia vedeți nebunia asta de tricou. Îl țin așa, să nu vă arăt ce e pe spate. Deci fiți numai atenți, fiți atenți ce e pe spate. Regele, băi, nu, deci nu există așa. Deci uitați-vă doar cât e de tare. Băi, frate, băi, frate, ce facem aici, mă, așa mișto. Așa mișto cu regele, mă. Bă, direct cu regele ăsta, mă. Băi, frate, direct cu regele, nu se poate, mamă, cât de tare e scrisul pe spate. Abia aștept să-l iau pe mine, iar apoi să vă spun exact cum puteți câștiga și voi un astfel de tricou, da, tot cu etichetă, vedeți, totul frumos. Și hai să-l iau pe mine, că nu mai am răbdare, facem așa o mică tranziție, ia să vedem dacă ne iese, 3, 2, 1 și ia vedeți nebunia asta, mamă, cât e de mișto, chiar îmi place mult, mult de tot. E foarte tare modelul, da, tema Barcelonei, Nike-ul, aici sper că m-auziți bine, frumos împărțit, jumate roșu, jumate albastru, cred că arăt invers, dar nu contează. Sponsorul pe vremea aia nu era Spotify, era Unicef, dar un tricou foarte mișto, un tricou retro, pentru că vă dați seama, are mai bine de 12 ani, aproape 13 ani. Are acest super tricou. Așa că aceasta este pagina băieților de la fotbal la tricou, cu o liniuță jos înainte, una după, dar v-am spus cel mai simplu, aveți link în descriere. Și faza e următoarea: în momentul în care vor face 1000 de urmăritori, vom face împreună un giveaway. Așa că haideți rapid cu un follow la ei,
Așa cum v-am spus, în momentul în care vor ajunge la 1000 de urmăritori, împreună eu cu ei vom face un giveaway în care vom da un tricou gratis, bineînțeles, unuia dintre voi care va fi norocosul, rămâne de văzut atunci. Știu că mulți dintre voi poate ziceți, băi, eu nu câștig niciodată, dar nu se știe, credeți-mă, așa că mergeți, dați un follow și dacă cumva nu o să câștigați, totuși eu zic că merită să vă încercați norocul. Și pe lângă asta, pentru cei care poate vreți să vă cumpărați tricouri, aveți cele mai tari modele, doar uitați-vă la Italia aici cu Versace, doamne cât de mișto e, au foarte foarte multe tricouri, așa că aruncați un ou, mamă, ăsta cu Japonia e prea tare, doar 90 de lei tricoul ăsta cu Japonia, ăsta e must buy, n-aveți cum să-l ratați, pe bun, o grămadă de tricouri, primul link în descriere, fotbal la tricoule, mulțumesc mult, un tricou foarte mișto mi-au dat și la fel o să vă dăm și vouă în momentul în care ei vor face 1000 de urmăritori, așa că sper cât mai repede dați acolo un follow pentru a face giveaway-ul cât de curând. Iar astea fiind spuse, vă las în continuare cu pack opening-ul. Bun, hai să continuăm tot cu un 8-7 plus or 2, de unde avem Footies. Glumesc, nu cred că e Footies, ăsta nu știu ce e, Hero ceva, Haaland. A, Hegeber, dar nu știu ce e rozul ăsta. Ai, de ăsta, mamă, dar e mișto animația, dar de ăsta Fire n-are ce să dea. Știu că cel mai bun în perioadă, iar îmi pică. Bă, animalelor, acum 3 secunde mi-a picat Hradeș, iară mi-l dați. Bun, hai să vedem, deci avem 8-5 ori 4, hai cu un 8-4 ori 10, Footies poate, e din nou toți. Nu vrea să-mi dea și mie un Footies. Mamă, Messi toți, dă-mi-l pe Messi toți, te rog eu. Dă-mi-l, bă, mamă, Mascherano 96, păi și toți mai mare 96? Bă, toți poate mai mare 96. Cine e ăsta, bro? Ai, că am zis că e toți mai mare, dar... Băieți, deci totul e mai puternic decât Footies-ul. Bă, aș fi vrut sincer mai bine să văd anim. Mamă, ce peg, nu cred. Bă, 84-10, aproape full workout. Fiți atenți, dăm cu XL-ul ăsta. I-am băgat în club din greșeală. Voiam să zic că îi dau cu XL-ul lui Müller și rămân numai workout-uri. Bun pe cu băi. Mamă, dar ne-a dat și Footies 96 Mascherano și au fost și toți și 93 și 92. Mamă, câte cardio speciale. Bun rău, 84-10 ăsta. Hai că mai dăm încă într-unul. Ia Footies. Bă, nici de aici nu-mi dă Footies, mă. Dar ați văzut că a fost Footies-ul și mai puternic Team of the Season, chiar dacă ratingul mai mic, nu știu, ciudat. Morgan cu un toti moment și e vorba despre Diani. Ăsta nu pare așa puternic pe cu. Mamă, mamă, puneți repede, băieți, comparați pe cu ăsta, da, ăsta 84-10, ăsta cu ăla de dinainte, că înnebunesc. Pe ăla de dinainte a fost de 492 de ori mai bun. Haide frate, 1-8-4 plus or 10 este... De ăla, iară nu vine cum se numește. Team of the Tournament, iară e Hero, nici n-am fost atent ce Hero e. Ah, Völer. Mamă, și cu un Copa America, aoleu, la Sikie. M-a distrus. M-a distrus, aoleu, iarăși. Câte carduri... Da, câte carduri gold. Urât. Vreau eu să dau acum într-un 85 plus or 4 Footies, mă. Bă, dar dăm frate un Footies, te rog eu. Te rog eu frumos, dăm și mie un Footies. Hoylund și cu un card ăsta pe to glory euro, nu știu dacă poate fi ceva bun. Nu e nimic bun, este Zalewski doar. Nu prea vrea, nu prea vrea să dea. Totuși 85 or 4 cu full workout 88 plus chiar. Hai că nu e rău. Pachetele rămase. Vreau eu să dau acum în nebunia asta. În nebunia asta dau acum 94 ori pe to glory, make your mark sau team of the tournament. Poate pica de aici Mbappé, Bellingham, Messi. Hai să vedem, e euro. Dar avem SUA înainte, cât de mă? Adams 96 și înseamnă că euro e mai mare 96. Haide mă, te rog. Și mă, nu cred, nu cred. Băi, Dani Olmo 98, no! Bă, era atât de bine că a dat 96 și după 96 era sigur că e un card mai mare, dar ne-a dat Olmo, îi am pe toți. Deci, pe ăștia am pe amândoi. Hai că e forță. Haide mă, continuăm. 84 ori 10, vreau un Footies. Bă, dar nu-mi dă Footies, frate. Și nici nu știu ce carduri pot pica cu animațiile astea. Middlestat 93 și... Copa America Alvarez 93. Da, frumos e așa cu animații, cu de astea, da. Na, mamă, 2 de 93 mi-a dat, un 86 și în rest nimic. 85 ori 4 chiar acum. Și mă, Icon, Footies Icon, te rog. Footies Icon, te rog. Nu e Footies Icon, măcar pele 96, hai. Hai, pele ăla. Na, e tot, na. Păi dacă e tot, n-are ce să fie bun.
Deci dacă e tot, ia că nu are efectiv ce să fie bun. L-am. Na, nu, eram sigur că n-avea ce. Nu, chiar nu avea ce. Asta e. Ce să mai mă, măcar ne-a dat icon. Dar hai înainte de asta să dăm în acest 84 plus ori 10. De unde? Nici măcar de aici nu avem footies, din păcate. Este Germania, ST, e din nou Völler, care mi-a mai picat de 493 de ori. Și este un card UCL, îi dăm skip că nu are ce să fie bun și doar mă enervez. Doar mă enervez văzând că nu-mi pică nimic. Oh, Oshimen 92 totuși. Un pack colorat. Dar oricum, bă, primul 84 ori 10 pe care l-am deschis. De vis, ceva, ceva prea, prea șmecher. 87 ori de vreau footies. Nici de aici nu cred că e footies. Iară e de ăla, mamă, iară e fire de ăla. Nu mai vreau, bă, 87 ori 3 și nu mi-a dat iară footies. Deci eu nu pot să cred. Mi-a picat Mascherano, dar nu fără animație. Mi-a picat Mascherano fără animație, că era... Știți ce zic, era cu altul pe spate, cu alea urât. Și 87 ori 3 cu 3 de 88. Haide mă. 84 ori 10. Icon, footies icon, te rog, footies icon și mă. Iară nu e footies icon. Bă, dar mi-a dat 15 iconuri, dar niciunul nu-i footies. Măcar să fie Craif, hai. E Craif Golazo? Parcă e, nu? Craif Golazo sau nu poate pica ea? Ce Craif, mă, mi-a dat direct pușc. Pu, Van Persie, cream că e pușcaș. Cream că măcar e pușcaș de 96. Nu. M-a rupt și cu pecul ăsta. Hai de 84 plus ori 10, footies. Bă, iară, bă, nu mai suport ăștia. Deci nu mai suport să-mi dea carduri de astea fire. Pentru că e cu roz și cred că e footy. Și uite, îmi dă cuadradul, iar îmi pică Lawrence. Bă, de ce îmi pică aceeași carduri? Mamă, ăsta cred că e cel mai slab pack posibil, ia uite-l. Cam slăbuț, da. Încă un 84 plus ori 10 footies, poate, măcar de aici, nici măcar. Este tot moment. Sau e fan, e foot fan. Cred că e foot fantasy. Cred că e foot. Ba nu e moment, hai Neymar. Nu, chiar am crezut pentru o secundă când am văzut părul așa, am zis că e Neymar, nu. Haide mă, nu putea să mi-l dea și mie pe Neymar. Îl vindeam pe al meu, tradable, frumos, luam și un profit. Totuși din nou un pack colorat. Destul de ok, dar nu m-ar fi supărat Neymar, vă zic sincer. Haide, încă un 84-10, poate măcar, de aici. Ne dă și nou un footies. E footies, haide. Ce asta? Cancelo, mamă, ce pu... Cred că e hero sau ce e ăsta, că nu înțeleg. Ba nu, e footies normal. Băi, ce footies sunt? Nu știu, Hansen. Haide, Hansen, cine e asta? Bon Pastor. Iar îmi dă left back, mă. Mamă, iar mi-a dat left back. Da, chiar era footies hero, bro. Deci am zis bine că era footies hero. Mamă, e 8-5. Nu pot să cred. 4 cu 5, hai cu hai. 97 pace, 95, 97 passing, 97 dribbling, 96 defending, anticipate. Bine, press proven, mort. Mamă, dar pe bune, băi, 50k, chiar așa? Măcar am văzut și o animație footies în sfârșit. Și astea fiind spuse, ultimul 84 plus ori 10 de pe acest clip și live și tot ce vreți voi. Nu e footies, nu știu ce card e ăsta, mamă, Cerny 91. M-a distrus cu UCL, Dembele ia. Cine, Saka. Era bun Saka ăsta, să știți, prin septembrie rupea. Deci prin septembrie Saka ăsta rupea, numai că noi acum suntem în august, știți ce zic? Forță. Bun. Haide, 85 ori 2, Neymar, a zis Neymar. Bine, nu știu ce Neymar. A, Neymar ăla toți putea să-mi dea, nu? Araujo. Bă, pe bune că e Araujo. Ce variant are Araujo, mă? A, gold, what? Na, 85 ori 2. Direct cu Araujo 86 și... Elliot 89 care va intra la un exchange, deci nu e așa rău. Așa că băieți, cam acesta a fost clipul de azi. Sper că v-a plăcut. Încă o dată nu uitați de pagina celor de la Fotbal la Tricou. Încă o dată vă reamintesc, în momentul în care vor face 1000 de urmăritori și hai cât mai repede să se întâmple treaba asta, vom organiza împreună un giveaway acolo pe Instagram, în care unul dintre voi va fi norocosul care va câștiga un tricou de fotbal nou cu etichetă, tot ce vreți voi, cele mai mișto. De asemenea, Eusebum Buy vă oferă cele mai mici prețuri la coin și folosind codul CIPI pentru o reducere de 6% acolo, extra discount pe lângă prețuri foarte mici care sunt deja. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, eu am fost CIPI, voi ați fost pe canalul meu aici, vă mulțumesc încă o dată, o zi sau o seară faină, depinde când v-ați uitat la acest clip. Pa, pa.